Pentru că problema pe care o punem în discuție este o problemă foarte, foarte importantă de impact asupra populației și cum domnia sa este singurul inițiator, ne-am fi așteptat să fie prezent pentru a încerca să lămurească unele din aspectele ce rezultă din conținutul acestui proiect. Mai ales că domnia sa a ieșit public prin diverse mijloace mass media și a anunțat nu numai păstrarea prețului la gigacalorie de 140 de lei pentru populație, cât și eforturile pe care executivul încerca să le facă pentru a găsi soluții de subvenționare și pentru cetățenii ploieșteni care stau la case și care, pe bună dreptate, se întreabă de ce beneficiază de subvenție numai cei care se încălzesc centralizat. În aceste condiții, trebuie să vă spun că ne declarăm stupefiați, pur și simplu, de comportamentul domnului primar și, ca atare, considerăm că acest comportament este o totală lipsă de respect față de cetățeni. În ceea ce privește conținutul propriu-zis al proiectului, acest proiect de hotărâre a fost dezbătut la Comisia de Utilități. Dacă se consideră că astfel de proiecte de hotărâre nu trebuie să ajungă la comisiile de specialitate, atunci pur și simplu noi nu mai vedem rostul comisiilor de specialitate în Consiliul Local. Este foarte complicat să acceptăm și în felul acesta încerc să justific și votul pe care urmează să-l dăm noi, consilierii Partidului Social Democrat. Este foarte greu, vă spun, să acceptăm o creștere a prețului gigacalorie în momentul de față. Foarte probabil ar fi fost mult mai nimerit ca să lăsăm să curgă hotărârea precedentă, deși noi nici cu aceea n-am fost de acord, care fixa prețul de 140 de lei aproximativ la gigacalorie până la 31 decembrie și apoi să, odată cu eforturile de închegare a bugetului pe anul viitor, să încercăm să găsim și soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Evident că e o chestiune de prioritizare a cheltuielilor. Iată, am ajuns în situația în care bugetul va fi sau se propune a fi puternic influențat de modificarea strategiei de subvenționare și, de asemenea, nu înțelegem de ce trebuie neapărat să modificăm în momentul de față prețul la gigacalorie, pentru că, după cum știm, până acum și nici până acum guvernul nu s-a achitat de datoria pe care o avea față de municipiul Ploiești, adică tot noi am suportat diferența de la prețul facturat populației până la prețul total de producție și transport și distribuție. În ceea ce privește punctul numărul 2, de ce e necesară aprobarea prețului, chiar dacă am fi menținut același preț de local de referință plătit de populație, tot trebuia să procedem la aprobarea acestuia, reînnoirea, să spunem, a unei aprobări, pentru că, conform noi legislații, trebuie să hotărâm cine plătește diferența. Deci primăria trebuie să-și ia în mod expres această obligație de plată a diferenței între prețul local de referință și prețul de distribuție, de producere, distribuție, transport. De ce 160 și nu 140 sau 950? Adică s-a făcut cu adevărat o analiză a posibilității bugetului? Se știe la ora actuală câte fonduri mai avem de încasat conform proiectului de buget, câte mai sunt posibil de încasat, pentru că ne-am propus un buget de 400 și de milioane. Întrebarea este dacă, din punct de vedere al Direcției de Finanțe Publice Locale, dacă din partea lor s-a primit o estimare a sumelor posibile de încasat până la sfârșitul anului. Și dacă în acest context s-a avut în vedere ce mai avem de plătit până la sfârșitul anului. Proiectul de astăzi ridică prețul gigacaloriei de la 140 la 160, rămânând în continuare cea mai ieftină gigacalorie la nivel de țară, având în vedere că și București, după câte am înțeles, are 170 în această iarnă. Era o măsură absolut necesară, având în vedere reducerea subvențiilor sau eliminarea, de fapt, în totalitatea subvențiilor de la guvern. Eu am sume de teracot, cât ai plătit atât, ai consumat, atât ai plătit. Ce să vă, nu dublat? Dar cum?
Au mărit gigacaloria astăzi. Da, mai face încă o dată. Cu 14%, 14%. Păi, cine are bani moare de frig în casă. Eu pensia cu ce să fac? Mică e? Păi. Și ce o să faceți? Dați drumul la încălzire mai puțin la iarnă sau ce faceți? Păi dăm mai puțin. Sau cum să facem? Păi în frig nu putem să stăm. Eu am 86, dar nu pot să stau în frig. Dacă cât ai consumat, atât ai plătit. Așa am făcut mereu. Iarna trecută cum v-ați descurcat? E, cam greu. Și acum dacă se dublează, și mai greu. Cine v-a informat că cea mai mică pățară? Credeți că nu este adevărat? Nu, eu m-au auzit că la Galație cea mai mică pățară. Oricum, s-a mărit la 160 de lei. Dacă s-a mărit, e treaba lor. Își bate joc de noi. De ăștia care suntem pensionari, de ăștia care au salarii mici, de mare mulțime. Cum o să vă descurcați și cu mărirea? Păi eu știu, Doamne, ce vrea Dumnezeu? Mai închideți căldura? Mai închideți căldura? Ce să mai mor mai repede? Mănânci o fire de pâine și plătești și vine la ușă și îți bate la ușă. Și nu plătești tu, opriți și la alții. Și din cauza uneia să nu plâng 2-3. Și atunci ești nevoit să te înscrii cu aia acolo? Ești nevoit. Ați pățit în blog la dumneavoastră să se oprească? Anul trecut, da. N-au avut oamenii bani? Păi, din ce cauziți? Cine mai strânge bani astăzi? Astăzi sunt parlamentarii, consilierii, primarii, pedeliștii. Pe mine nu mă afectează niciun fel. De ce? Ca-ta-ta. Pentru că am centrală. Nu sunt de acord cu această hotărâre, pentru că oamenii nu dispun de mijloace financiare atât de bune încât să poată să-și permite să plătească în plus. Dumneavoastră ce veți face în această iarnă? Mai opriți încălzirea? Încercăm să facem prin fel de mijloace ce putem, dar vă dați seama că avem și copii mici și ne este greu să întrerupem căldura sau să... O să intrăm pe alte surse de căldură, de exemplu electricitate și asta, dar asta înseamnă costuri mai mari pentru fiecare dintre noi. Ne afectează pe toți care suntem amărți. Și atunci ce veți face în această iarnă? Ce să faci? Mai opriți încălzirea? Normal, mai încălzim foc. Da. Asta e singura soluție? Asta e singura soluție. Pensia e mică, trebuie să luăm și medicamente.